Salutări și bine ați venit! Acum ceva în timp am pus pe Facebook o poză cu utilitarea TV12. Iar reacțiile au fost surprinzătoare, atât din partea nostalgicilor, cât și a oamenilor care și-au blestemat zilele conducându-le pe acestea. Așa că m-am gândit să detaliez povestea acestuia. Cum a luat naștere, de ce unii l-au numit o super bârietoare și de ce au devenit o raritate în ziua de azi. Creșterea accentuată a necesităților de transport auto în comun, atât în interiorul orașelor cât și între localități, a determinat reprofilarea uzinei Tudor Vladimirescu din București în anul 1956 pentru producția mijloacelor de transport în comun. Uzina fusese înființată în 1951 cu scopul de a fabrica utilaje agricole. Însă, în 1955, s-a trasat pe linie de partid ca industria autohtonă să înceapă producția în serie de autobuze. Iar în cel mai scurt timp este prezentat și primul prototip, produs la ITB Ateliere Centrale. Pe baza prototipului astfel ales, s-a decis începerea producției de serie, în a doua parte a anului 1955, într-o secție a uzinelor Vulcan din București. Întrucât capacitatea de producție de aici nu era suficientă, fabricarea a fost mutată în cadrul uzinelor Tudor Vladimirescu, începându-se astfel fabricarea în serie a primului autobuz românesc, denumit după revoluționarul chinez Mao Zedong. Acesta era construit pe șasiul camionului serie 101, având motorul pe benzină de 90 de cai putere, cel de pe camionul rusesc ZIS 120. Așadar, acum că știm originea numelui, haideți să vedem care este povestea autoutilitarei TV. Trebuie să precizez aici că până la desființarea uzinei în 2004, aceasta schimbase numele din uzina Tudor Vladimirescu în uzina Autobuzul București, ca apoi după Revoluție să fie schimbat în societatea pe acțiuni Rocaresa. Așadar, din necesitatea unor autovehicule de mic tonaj ideale mediului urban, în 1958 apar primele modele TV, care se numeau simplu, TV4 și TV5. Diferența dintre cele două modele era reprezentată de tracțiune, care la variantele TV5 era 4x4. Acestea aveau la bază șasiul modelului IMS M461 și au fost realizate mai multe variante, de la microbuze, camionete, furgonete, autosanitare și chiar caravane. Acestea pentru început au fost echipate cu motorul IMS, primul automobil de teren fabricat la Câmpul Mușcel, de 50 de cai putere, cu o cutie de viteze cu 4+1 trepte, ce putea rula cu viteza maximă de 80 km pe oră. Printre cele mai cunoscute au fost modelele TV41 și 51, ieșite de pe linia fabricii în 1968, venind și de această dată cu motorul pe benzină împrumutat de la IMS 59, de 70 de cai putere. Următoarele două variante au ieșit în 1973 și se numeau TV12 și TV14 și veneau cu două motorizări, împrumutate tot de la Aro, pe benzină de 80 de cai putere și două variante de motoare diesel, ambele de 68 de cai putere. Până la Revoluție s-au mai produs încă două modele, TV35, ce venea cu roți jumelate pe axa din spate, permițându-i astfel o sarcină utilă de până la 1900 de kilograme, și TV15, care avea o sarcină utilă de 1500 de kilograme, dar care avea punte simplă. Ambele modele veneau cu un design exterior îmbunătățit, precum grila la față, ce acum cuprindea și farurile. Cu toate că acestea nu erau fiabile, având probleme mari în privința manevrabilității și a confortului pe care îl oferea, în anii 70-80 TV-urile au fost exportate în mai multe țări, în principal în țările Tratatului de la Varșovia. Totodată acestea au fost produse sub licență în Italia, sub denumirea de TVCM, cât și în Portugalia, având numele de Tagus. După Revoluție s-au mai produs câteva modele, însă fără prea mult succes, sub noul nume al uzinei, Rocar. Autoutilitarea TV s-a aflat în dotarea armatei, poștei, securității, serviciului de ambulanță, fiind principalul mijloc de transport de mici dimensiuni pentru mediul urban, dar și rural. Sfârșitul uzinei Rocar urmează tiparul clasic al tuturor întreprinderilor care au fost falimentate, ca apoi închise. În anii 90, încercarea fabricii de a se salva s-a dorit privatizarea acesteia, fiind interesate de pe atunci companii mari din Europa, precum Mercedes, însă fără succes. Din cauza lipsei de viziune din partea conducerii și a guvernării, folosindu-se încă tehnologie din anii 70, aceasta a intrat inevitabil în închidare voluntară în 2004, încheiindu-se astfel era în care România reușea să producă cu succes vehicule de transport persoane. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să vă spuneți părerea în bucata de comentarii. Iar dacă nu sunteți abonați, nu uitați să o faceți. Vă mulțumesc că ați rămas până la final. Până data viitoare, toate cele bune!